îmi ia pe viața și nu mă vâr până nu se termină toată trecerea mașinilor. Eu v-am înțeles. Ca să fug printre mașini. Recomandarea mea e să folosesc cei de bietă. Alte câteva zeci de persoane au fost atenționate să respecte regulile de circulație în cadrul acțiunii de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de neacordarea de prioritate și traversarea prin locuri nepermise. Trebuia să folosiți trecerea de pietoni. Rugămintea este să așteptați, o să fiți sancționat conform OUG 195 din 2002 cu sancțiune 290 de lei, 145-48 de ore. Vezi, Rebecca, ce făcură mama e. Domnișoară. Dar le puneți viața în pericol și celor mici. Să-i, Rebecca. La școală ai învățat iubita cum se traversează? Da. Și ai spus lui mama e? A spus. Nouă echipaje ale Serviciului Poliției Rutiere Olt au împânzit municipiul Slatina pentru sancționarea celor care încalcă legea. Amenda pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, amenda minimă, este de 580 de lei, plus reținerea permisului de conducere în vederea suspendării pe o perioadă de 30 de zile. Iar pentru traversarea neregulamentară a pietonului, amenda minimă este de 290 de lei. Cuantumul amenzilor aplicate a depășit 30.000 de lei. Astfel de acțiuni vor avea loc și pe viitor, pentru disciplinarea participanților la trafic și reducerea evenimentelor rutiere.